Salutare și bine te-am regăsit! În clipul de astăzi m-am gândit să discutăm despre câteva trucuri pentru Android, pentru că am tot făcut clipuri cu trucuri pentru iPhone și, na, e cazul să vorbim și despre Android puțin mai mult, așa că am aici unul dintre telefoanele cu Android, un Huawei, și e important de spus încă de la început că pentru alte device-uri, pentru Samsung sau pentru alte branduri care fac smartphone-uri cu Android, s-ar putea ca anumite setări să se găsească ascunse prin alte meniuri, dar în principiu cam tot ce discutăm astăzi se găsește pe toate smartphone-urile cu Android și cel mai simplu mod de a găsi fiecare truc este să, în momentul în care intrăm în settings, în loc să urmărești pașii exacti, adică exact în ce meniu intrăm, să cauți efectiv setarea folosind funcția search. Da, o să ajungem și acolo și o să vezi despre ce e vorba. Hai să trecem la primul truc, nu? Primul truc de astăzi o să te ajute să ai telefonul puțin mai rapid. Adică o să facă în așa fel încât animațiile de pe telefonul tău să ruleze mai rapid. Și ca să facem lucrul ăsta, trebuie în primul rând să activăm o setare ascunsă a Androidului, o setare care se numește Developer Mode. Adică cumva e o setare făcută pentru developeri, mai degrabă pentru cei care construiesc aplicații sau softuri, doar că acolo sunt niște opțiuni care ne ajută și pe noi. Așa că primul pas ca să activăm Developer Mode este să deschidem Settings, să intrăm în setări și să căutăm o setare numită Build Number. În cazul Huawei, acest Build Number se află chiar aici la About Phone și cred că și la Samsung e tot acolo la About Phone și după cum vezi scrie Build Number aici și când apeși pe Build Number de mai multe ori, de vreo 5 ori sau 10 ori așa, o să ți se spună că ți s-a activat setarea Developer Mode. Deci pur și simplu trebuie să dai tap de mai multe ori și după cum vezi mie îmi scrie deja că you are already a developer, deci na, am funcția activă deja, dar tu dacă dai click acolo de mai multe ori, ți se va activa. După ce ți s-a activat funcția asta, trebuie să mergem în acest Developer Mode și, din nou, pentru alte telefoane, cel mai bine este să te duci la căsuța de search să cauți Developer Mode. Pentru Huawei, acest Developer Mode este la System and Updates și dacă intri la System and Updates, ai acest Developer Options, așa îl numesc ei. Și aici, la Developer Options, ai o mulțime de setări. Poți să te uiți la toate, să vezi ce fac, să citești mai multe lucruri despre ele pe internet, dar ce ne interesează pe noi este Animation Effects. Și dăm scroll așa până când ajungem la acel animation. Aici. Avem Window Animation Scale, Transition Animation Scale și Animator Duration Scale. Și dacă dăm click pe ele, o să vezi că poți să-ți setezi cât de lungă să fie animația și by default este pusă 1x, dar dacă pui la 0.5x toate cele trei opțiuni, o să vezi că telefonul tău începe să se miște mai rapid pentru că animațiile pe care le face de obicei se deschid mai repede, adică aplicațiile se vor deschide mai repede, bubble-urile, notificările vor apărea mai repede, cam totul se întâmplă de două ori mai repede acum. Trecem la opțiunea numărul 2, care se numește Find My Device și probabil știi de ea sau probabil ți-ai activat-o când ți-ai setat telefonul, dar mi s-a părut foarte importantă și de asta am ținut neapărat să o menționez în acest clip. Așa că dacă vrei să activezi opțiunea Find My Device, ca să-ți găsești telefonul ușor în cazul în care îl pierzi, ți-l fură, nu mai știi pe unde este, etc., hai să vezi cum se face chestia asta. Ca să activezi opțiunea Find My Device, trebuie să intri din nou în Settings, să te duci la Security și ai acest Find My Device care este trecut pe On și în cazul meu. Și acum vine partea interesantă. Dacă intri pe Google și cauți Find My Phone, o să vezi ce se întâmplă. Find My Phone. Îți apare acest prim site de la Google și dacă dai click pe el, îți apare lista de device-uri și îți apare locul exact unde se află ele. Mai mult, se aude și o notificare în momentul în care treci de pe un device pe altul. Eu acum am notificările trecute pe silent, de aia nu se aude nimic, dar în general se aude și această notificare. Poți să apeși pe acest play a sound ca să sune telefonul în cazul în care, nu știu, îl ai prin casă, dar nu știi exact pe unde este.
apeși pe Play Sound, ai o mulțime de opțiuni, inclusiv să ștergi absolut tot ce este pe telefon. Și dacă ți s-a furat telefonul și vrei ca cei care l-au să nu aibă acces la datele tale, chiar îți recomand să folosești această opțiune și să ștergi tot ce e pe el. Dar ideal ar fi să nu fii nevoit să folosești funcția asta vreodată, totuși e bine să știi că există și e bine să știi ce faci cu ea în momentul în care chiar nu-ți găsești telefonul. Trecem la al treilea truc care te va ajuta să nu mai vezi aceleași reclame enervante mereu și mereu și mereu și mereu. Iar ca să faci asta trebuie să intri în setări, să te duci pe butonul de Google, apoi ai acest buton de Ads, de reclame, și să activezi acest opt-out of Ads Personalization. Ceea ce înseamnă că nu vei mai vedea mereu fix aceleași reclame care îți sunt în general destinate ție. Pentru că știm cu toții că atunci când vrei să-ți cumperi ceva de pe un website, accesezi site-ul și după aceea vezi reclame la produsele de pe site-ul ăla o săptămână, două săptămâni, uneori chiar și o lună de zile, și ca să nu se mai întâmple lucrul ăsta, pur și simplu activezi această opțiune și Google va încerca să le spună aplicațiilor să-ți arate niște reclame random, nu reclame bazate pe experiența ta. Nu o să scap de tot de reclame, din păcate, nu poți face lucrul ăsta, dar măcar nu mai vezi aceleași două, trei reclame mereu care te sâcâie. Ai și o diversitate acolo. Al patrulea truc este unul despre care probabil știi deja, pentru că e destul de simplu și mai ales dacă ești utilizator vechi de Android, probabil folosești. La cele mai multe smartphone-uri cu Android, ca să deschizi camera mai ușor, trebuie să apeși de două ori pe acest buton de închidere și deschidere a ecranului, mai puțin la Huawei, unde acolo nu trebuie să apeși pe butonul de închidere, ci pe butonul de volume down. Și uite, putem să testăm chestia asta și cu Samsung-ul. Dacă apăs, stai să focuseze, dacă apăs de două ori pe ăsta, s-a deschis camera. Și lucrul ăsta funcționează foarte bine și e foarte ușor să faci asta, pentru că reușești să deschizi camera mai ușor, nu mai stai să dai swipe-uri, nu mai stai să dai, să mai apeși pe nimic. La fel funcționează și pe Huawei, dar cum ziceam acolo, trebuie să aici trebuie să apeși de două ori pe volum down. Și s-a deschis camera, ceea ce e foarte tare. Mai mult, la Huawei cel puțin am observat că în setările camerei există o setare care te întreabă ce vrei să se întâmple când apeși de două ori pe acest buton. Și dacă vrei să te joci cu acea setare, e de ajuns să-ți deschizi camera, te duci pe butonul de settings din dreapta sus și jos de tot ultima setare este acest Ultra Snapshot. Și dacă dai click pe el, decizi ce ar trebui să se întâmple când apeși de două ori pe volume down. Fie se deschide camera, fie face rapid o poză, e și asta o posibilitate, să facă pur și simplu o poză, fie să nu se întâmple nimic. Eu o țin pe open camera pentru că mi se pare că este o setare utilă fix așa, adică reușești să deschizi camera mai ușor și până la urmă asta e utilitatea ei. Al cincilea truc de pe lista de astăzi este posibilitatea de a mări ecranul, de a face un zoom pe ecranul de la Android. Și ca să faci lucrul ăsta, deschide setările și uite, o să folosim funcția search, că de data asta chiar e mai ușor să faci asta. Trebuie să cauți la search magnification. Și o să scriem și noi aici magnifi și deja ne apare setarea. Și acest magnification îți dă voie să faci un zoom foarte mare pe ecran și o să-ți arăt imediat și cum funcționează. Ai ajuns la magnification, îl găsești aici în zona de visual. Și ideal ar fi să-l pui pe on ca să funcționeze setarea asta. Iar acum, oriunde ai fi pe ecran, dacă apeși de 3 ori, dacă faci triple tap așa pe ecran, se mărește ecranul. Da, 1, 2, 3 și s-a mărit. Iar chestia asta e utilă când ești pe un site cu fotografii și, nu știu, poate site-ul nu-ți permite să faci zoom pe acele fotografii, așa că o faci tu direct din telefon. Mai mult, în momentul în care deschizi camera, funcția asta devine din nou utilă. Pentru că, uite, ai deschis camera, să zicem că vrem să facem un zoom pe aparatul meu și de aici parcă aș vrea să fac un zoom și mai mare, numai că deja am ajuns la zoom-ul maxim al telefonului. Dar dacă dau de 3 ori click pe ecran, 1, 2, 3, deja am parte de un zoom și mai mare datorită acestei funcții. Deci îți recomand să-ți activezi acest magnification pentru că nu știi când te ajută. Și tot ce trebuie să faci e să dai de 3 ori click pe ecran. Asta e tot.
Ne apropiem de final și unul dintre trucurile pe care cred că le știi deja, pentru că e de mult timp pe Android, dar mi se pare foarte util, este cel de click pe ceas ca să ajungi mai rapid la ecranul cu alarme. Dacă ai un widget cu ceas, oriunde pe orice ecran al telefonului tău cu Android, dacă dai click pe ceas, ți se deschide automat meniul de setare a alarmei, ca să nu mai stai tu să-l mai cauți printre celelalte meniuri. La fel, dacă dai click pe dată, ți se deschide calendarul. Ca să nu-ți mai ții calendarul pe ecran, la îndemână, poți să dai click pe dată și ai ajuns foarte ușor la calendar. Astea sunt niște trucuri, cum ziceam, pe care probabil le știi, că poate le descoperi din greșeală, dar dacă nu le știai, e bine că le știi de acum încolo, că îți ușurează cumva activitatea, nu? Trecem la ultimul truc de astăzi, care e mai degrabă un îndemn decât un truc, pentru că, din nou, probabil l-ai descoperit în trecut. Dacă ți-ai apăsat pe anumite aplicații, îți vor apărea niște setări legate de acea aplicație, adică reușești să accesezi mai ușor anumite lucruri legate de aplicația respectivă. Spre exemplu, dacă ți-am apăsat pe LinkedIn, pot să mă duc rapid în notificări sau în mesajele de pe LinkedIn. Dacă ți-am apăsat pe cameră, pot să-mi fac direct un selfie, pot să trec direct la video și lucruri de genul ăsta. Îndemnul sau provocarea mea e să te gândești la ce aplicații folosești tu mai mult și să vezi dacă aceste aplicații au setări de genul ăsta, pentru că s-ar putea să descoperi că poți ajunge mai ușor în anumite ecrane ale aplicației, pur și simplu ținând apăsat pe ecran înainte. Ăsta a fost clipul de astăzi, îți mulțumesc că l-ai urmărit până la final și te invit să dai subscribe dacă vrei să fii la curent cu clipurile pe care le mai pun, pentru că în fiecare săptămână pun câte un clip nou și ar fi bine să fii notificat în momentul în care se întâmplă lucrul ăsta. Te invit să discutăm în comentarii despre ce trucuri știai dintre cele prezentate astăzi și, bineînțeles, dacă ai niște trucuri noi pe care crezi că ar fi bine să le știm, scrie-le în comentarii ca să învățăm cu toții mai multe. Ne vedem săptămâna viitoare, bineînțeles!